Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit în lumea metalelor prețioase! Eu sunt Edi și astăzi discutăm despre aurul, a fost cel mai popular activ al anului 2022. Bun, înainte să-i dăm drumul la treabă, dacă îți plac și ție știrile și noutățile din lumea metalelor prețioase, poți ajuta acest video cu un like, va ajunge la mai multe persoane. Dacă ești nou pe acest canal și vrei să faci parte din comunitatea noastră, atunci abonează-te din interes pentru viață de succes. Linkul către articol vei găsi la descrierea acestui videoclip. Și dacă vrei să faci un pas în față pentru educația ta financiară, atunci poți intra pe blogul meu, vei găsi diferite articole acolo, postez în mod regulat. Linkul de asemenea îl vei găsi la descrierea acestui videoclip. Bun, și să-i dăm drumul la treabă să vedem despre ce este vorba. În orice fel, 2022 a fost un an turbulent de la invaza Rusiei a Ucrainei la inflație istorică și creșterea ratelor jumbo până la multiple eșecuri în spațiul activelor digitale. Acestea au avut implicații ample pentru lumea finanțelor, care se vor continua cu siguranță în anul viitor. Prin toate acestea, aurul a reușit să ajute investitorii să-și limiteze pierderile. Metalul galben a fost unul dintre cele mai bune active ale anului 2022, în scădere cu doar 1,5% în comparație cu o pierdere de peste 19% pentru SP500 și cu o pierdere de aproximativ 10% pentru obligațiunile guvernamentale americane. Nu întâmplător, cele mai populare povești din 2022, care au fost publicate pe usfunds.com, au avut de-a face într-un fel cu aur, stocurile de minerii de aur sau alte active dure. Mai jos sunt rezumate cele mai populare 5 povești în ordine descrescătoare în funcție de afișările de pagină. Ia să vedem. Pentru prima dată în 20 de ani, un dolar este egal cu un euro. Ce înseamnă asta pentru aur? Iulie 22, 2022. Pentru călătorii cumpătați nu a existat un moment mai bun pentru a vizita Europa decât în septembrie acestui an. Atunci cursul de schimb euro-dolar a atins cel mai favorabil nivel din ultimii 20 de ani, alimentat de ciclul de înăsfurire agresiv al Rezervei Federale. Doar un dolar puternic, după cum știți, poate fi și criptonit în aur. Metalul galben a scăzut cu mai mult de 20% de la vârful din 2022 din martie până la limita de la sfârșitul lunii septembrie, când și cursul de schimb a găsit un nivel scăzut. De atunci aurul a urcat cu aproximativ 10%, făcându-l unul dintre cele mai rezistente active ale anului. Între timp, minerii de aur măsurați de indicele NYSE, Arca Gold Miners, au crescut cu peste 32% de la sfârșitul lunii septembrie. Numărul 4 pe listă, Ia să vedem, investiții în litiu de 2,8 miliarde de dolari sunt așteptate să demareze goana aurului alb în octombrie 2022. Stocurile de litiu continuă să arate interesante pe măsură ce cererea de tehnologie de stocare a energiei crește. Asia și în special China a avut de mult un avantaj față de restul lumii în producerea de produse aural, dar acest lucru ar putea fi programat să se schimbe. În octombrie, administrația Biden a anunțat că va acorda granturi de aproape 3 miliarde de dolari pentru aproximativ 20 de companii americane pentru extinderea producției interne de baterii pentru vehicule electrice și rețeaua electrică. Da, mă gândesc că asta vine în contextul în care firma din Taiwan s-a mutat la ei. Cea mai mare parte a investiției a revenit la trei companii, Talon Metals, Piedmont Lithium și Albe, Albe, Marle, toate fiind în proces de construire unor noi proiecte de litiu aici în SUA. Dar văd că nu zice de firma tailandeză, dar cred că din cauza asta, că i-a luat pe aia din Taiwan, și trebuie să-i ajute, îți dai seama că să te duci într-o altă țară, să nu cunoști limba, adică să iei o firmă întreagă, îți dai seama, o fabrică întreagă, de fapt, și cu tot cu muncitori, dar îți dai seama că o să angajeze și de la ei oameni, dar asta e, o să vedem ce o să se întâmple. Bun. Aurul numărul 3. Aurul are potențialul de a atinge 3.000 de dolari sau 4.000 de dolari pe unci în 2023. Decembrie 2022. În perspectivele sale pentru 2023, reputatul strateg în materie de mărfuri Ole Hansen a spus că crede că aurul ar putea ajunge 3.000 de dolari o odată ce piața își va da seama că inflația va rămâne ridicată, în ciuda unor spririi monetare agresive din punct de vedere istoric. Cred că este absolut posibil ca metalul să ajungă la 4000 de dolari, un preț pe care l-am prognozat din 2020. Din punct de vedere tehnic, aurul se pregătește pentru un meeting monstru. Media sa mobilă de 50 de zile a trecut peste cea de 100 de zile, în timp ce aurul însuși se tranzacționează peste media sa de 200 de zile. Fundamentele par puternice și ele, inflația rămâne încăpățânată de mare, iar dolarul american este în declin o recesiune pare aproape garantată cu curba randamentelor cea mai inversată din ultimii 40 de ani. Cel mai important, băncile centrale nu se pot sătura de metal. În al treilea trimestru, achizițiile nete oficiale de aur au fost de aproximativ 400 de tone, în jur de 20 de miliarde de dolari, cel mai mult din peste o jumătate de secol. Da, Noi să vedem numărul 2. Vă îngrijorați de inflație? Iată ce investiții au funcționat în anii 1970, mai 2022. Inflația dogoritoare din acest an a reamintit prețurile de consum la fel de ridicate în anii 1970. Deci ce investiții au funcționat în acel decenii? S-ar putea să nu fi surprins Africa afli că aurul a fost cel mai bun activ pe care să-l dețin anii 70. Metalul a trecut de la 35 de dolari în ceea la începutul decenului până la 850 de dolari până în 1980. Investitorii au căutat un activ dur care să poată merge de la picioare la picioare cu inflația și să își mențină valoarea în timp, iar aurul se potrivește. Dar mai rezistă teza? Până în acest secol aurul a depășit S&P 500 cu un factor de 3. Nu e rău pentru o relicvă barbară care nu generează niciun venit. Da, asta ne duce la cea mai populară poveste din 2022. Ia să vedem numărul 1, iubite și trecute cu vederea, stocurile de aur ar putea fi jocul contrar suprem, august 2022. Pe 10 august am susținut că minerii de aur, printre cele mai afectate acțiuni din 2022, începau să pară interesanți. De atunci, indicele NYC, Arca Gold Miners, a crescut cu aproximativ 7%, depășit S&P 500, care a scăzut cu aproximativ 9% în aceeași perioadă. Nu doar performanța minorilor de aur îi face atractiv. După cum v-am subliniat, randamentele dividendelor au fost cele mai mari pe care le-am văzut în aproape un deceniu. Adăugați la asta faptul că mulți producători încep să genereze un flux de numerar gratuit impresionant. Iar această industrie, deseori criticată și ignorată, poate merita să țineți cont. Acest lucru este valabil, mai ales dacă credeți că un pivot Fed ar putea fi în în 2023. Da, cam asta a fost pentru azi dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.